Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis, vă reamintesc, doi tineri în stațiunea 2 Mai. Ei bine, vrea și el să fie lăsat în libertate. Acesta a solicitat revocarea măsurii arestării preventive și înlocuirea cu o altă măsură, una mai blândă. Solicitarea sa vine după ce judecătoria Mangalia a respins acțiunea în primă instanță ca fiind neîntemeiată. Raluca Butan este în acest moment în direct cu toate datele. Raluca, te rog. Bun găsit din nou tuturor! Vlad Pascu a ajuns aici la Tribunalul Constanța și așteaptă din minut în minut să apară în fața completului de judecată. El a contestat măsura arestării preventive și cere ca aceasta să-i fie înlocuită cu o măsură mai puțin restrictivă. Prima instanță, judecătoria Mangalia, i-a respins această cerere, această contestație ca fiind nefondată, dar Vlad Pascu a făcut recurs, iată recurs care se va judeca astăzi aici la Tribunalul Constanța. Așadar, în orele următoare vom afla dacă magistrații de aici vor decide să păstreze decizia, hotărârea luată de colegii lor de la judecătoria Mangalia și să-l păstreze astfel pe Vlad Pascu în continuare în arest preventiv. El este în arest preventiv din luna august a anului trecut sau este posibil ca aceștia să dea curs contestației sale și să înlocuiască această măsură cu una mai puțin restrictivă, cum vă spuneam. Vlad Pascu este autorul tragediei, dublei tragedii de anul trecut din luna august, dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Atunci el s-a urcat drogat la volan și a spurberat un grup de 8 tineri. Doi dintre ei au murit pe loc, iar alți 3 au fost răniți. Întreaga conducere a Inspectoratului Județean de Poliție Constanța a fost practic decapitată după această dublă tragedie, pentru că Vlad Pascu a reușit să treacă prin mai multe filtre de poliție în acea noapte și să nu fie oprit și dat jos de la volan.